Ministrul Sănătății vine cu cifre alarmante. Vlad Voiculescu a anunțat că în momentul acesta în spitale sunt internați 167 de copii care s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar 16 dintre aceștia sunt în secții de terapie intensivă. Potrivit ministrului, se observă scăderea vârstei pacienților cu forme medii și severe critice, dar și apariția acestor forme la pacienți fără comorbidități. Avem în acest moment 167 de copii internați, din care 16 sunt în secția ATI, 2 dintre aceștia sunt intubați. Mai pe românește vedem familii întregi care vin la spital după puțină vreme de la infectarea primului membru al familiei. Secțiile spitalelor de copii lucrează la capacitate maximă. Medicii atrag atenția și la ce simptome trebuie să fie atenți părinții pentru a afla din timp dacă este sau nu infectat copilul. Dacă cel mic prezintă semne de infecție SARS-CoV-2, adică deficiențe respiratorii, probleme digestive sau febră, ar trebui anunțat medicul de familie și copilul să fie testat fie PCR, fie test antigen. Ministrul Sănătății a mai arătat că în acest val al treilea al pandemiei se îmbolnăvesc grav și pacienți care nu au comorbidități, dar și mulți tineri. În ceea ce privește pacienții cu forme moderate, severe și critice, internați în terapie intensivă, se observă scăderea vârstei medii a acestora comparativ cu valurile precedente. De asemenea, vedem apariția acestor forme la pacienți fără comorbidități particulare. Ei bine, vedem acum și persoane sănătoase, care nu numai că ajung să fie internate în spital, ci dezvoltă chiar forme grave ale bolii.